Salutare și bine v-am găsit. De data aceasta nu la un market update uzual pe care îl făceam la sfârșitul săptămânii, ci la o discuție de vacanță, puțin în afara arii de acoperire a ceea ce facem noi în mod uzual. E o discuție cu prietenul meu, Cristi Strătescu, pe care am programat-o, cred că din primăvară, vis-a-vis de investițiile în zona imobiliară, cu care bănuiesc că cam toată lumea sau o mare parte din noi ne cochetăm sau le și realizăm mai mult sau mai puțin în anumite momente din viața noastră. Și mi s-a părut interesant ca în această vacanță, în această perioadă de relaxare, să facem o discuție așa puțin colaterală activității noastre obișnuite și din cauza asta l-am invitat pe Cristi să poarte această discuție cu noi, căruia îi și mulțumesc pentru amabilitatea de a accepta această invitație și am să încep prin a-l ruga pe el să se prezinte și a ne spune câteva cuvinte despre activitatea lui și până la urmă de ce a ales să investească și în imobiliare, de când o face și mă rog, cam cum a început toată povestea asta? Salut, salut! Mă bucur că avem această discuție, mai ales că o tot discutăm și o programăm de atâta timp. Ca să zic câteva cuvinte despre mine, în primul rând, eu sunt în România, deci vorbim despre România, despre piața din România, piața imobiliară din România. Cel puțin discuția de azi pe aceasta se va axa. Știu că tu ești, ai un canal internațional și că nu locuiești în România, așa că ar fi bine să setăm de la început așa așteptările celor care ne ascultă. Despre mine, ca să mă întorc așa la cum am început, am început pe la vreo 30 de ani, deci acum mai bine de 12 ani am început investițiile. Și cum la începuturile mele, pe vremea aceea, putem să zicem pe vremea aceea, nu prea era așa de ușor să investești pe bursă, nu existau platforme, mi-aduc aminte că era totul, când am deschis primul cont de tranzacționare ulterior, cel puțin în România, era cu telefon, era super complicat să investești pe bursă din România. Și atunci am început și eu cu ce am știut, cu ce mi-a fost la îndemână, cu ceea ce teoretic se pricepe tot românul, și anume imobiliarele. L-am studiat destul de mult pe Kiyosaki, că el a fost, să zic, muza mea la început, și mai ales la Kiyosaki partea de imobiliare. Kiyosaki făcând avere și începând pe imobiliare, ulterior a început cu alte cărți de educație financiară și cu ce se mai ocupă el acum, dar mi-a plăcut modelul acesta de imobiliare prin leverage, prin credit. Pentru că nu aveam salariu mare, nu aveam venituri mari la momentul respectiv, mi-am dat seama că dacă vreau să ajung repede independent financiar, din ETF-uri sau venituri sau investiții în companii tip value, n-aveam nicio șansă să ajung rapid. În schimb, pe imobiliare prin leverage, șansele erau destul de mari ca să pot să ajung la, să zicem, scopul dorit. Într-un timp de 10-15 ani, cum mi-am propus eu atunci, din nou cu salarii mici și ținând cont că în 2010 era deja o piață în prăbușire la imobiliare. Da? Ne aducem aminte, scăzuseră foarte mult prețurile, deci am sincronizat timingul acela cu bear market-ul din imobiliare cu startul meu și de aceea am și considerat că trebuie să încep pe imobiliare și să accelerez și să trag tare, mai ales în primii ani, pentru că la fel ca în orice bear market, dacă atunci începi și ai focus în perioada aceea de acumulare, ulterior culegi roadele. Deci așa am început, evident am făcut multe greșeli la început, dar încet încet mi-am făcut o strategie, am învățat din greșelile mele, am învățat cum să cumpăr eficient, mi-am stabilit ținte din ce în ce mai mari, dar una peste alta, ținta pe care mi-am stabilit-o a fost aceea de a cumpăra cel puțin o proprietate pe an. Deci de la asta am plecat și când cumperi prin leverage, adică ai nevoie doar de avansul respectiv pentru proprietate, de cheltuielile cu notariatul și ce cheltuieli de utilaj mobilat, e mai realizabil, adică poți să faci în România, să faci un astfel de plan cu salariul relativ, să zicem, salariul mediu pe economie, da? Să nu se înțeleagă că vorbim de multe mii de euro ca și salariu. Salariul mediu care este în momentul de față 5.000, la momentul ăla aveam tot așa un pic peste salariul mediu pe economie. Dar am o Cam asta întrebare. despre mine, Atunci, așa, în introducere. perioada aia, nu era
dificil să obții credit. Adică eu mi-aduc aminte de anii aia 2009-2010, eram și eu antreprenor în România atunci și foarte greu am reușit să obținem niște bani de la bancă. Foarte, foarte greu. Nu era dificil. A fost dificil până în 2009, în primăvara lui 2009, când s-a introdus programul Prima Casă. Și asta a Ah, fost cumva, ok. a fost momentul în care eu am început. Am fost printre primii care au accesat programul Prima Casă. Cred că prin programul a început prin primăvară, iar eu am fost undeva prin mai, iunie, cred că am luat primul credit, cu avansul evident de 5%, care era foarte important la momentul respectiv, și cu dobânzi. Țin minte că n-a fost dobânda mare, mai ales că erau pe euro, fiind un credit și pe euro. Acum, dacă mă uit, nu știu cât era dobânda, dar dacă mă uit la rata pe care o am acum la același credit, unde nu am făcut mari intervenții pe acel credit, acum cred că cu noile măriri de dobândă de la BCE, cred că sunt cu vreo 20 de euro în plus față de rata de atunci. Deci era o rată, cumva, sau dobânzile în euro, în 2009, la jumătatea anului, erau cam similare cu ce avem acum. Deci nu era atât de complicat să accesez un credit. Am înțeles. Ai început bine, practic, adică în sensul în care timingul, bine, că viața nu ne lasă pe noi să hotărâm chiar așa cu exactitate când și cum începem anumite lucruri, dar cumva s-a nimerit destul de bine începutul tău cu perioada aia de restricții și, mă rog, prețuri mici. Am impresia că minimele de prețuri au fost undeva prin 2011, nu? În imobiliare, în România cel puțin. Cam pe acolo, 2011-2012, în zona aia a fost minimele, deci nici eu n-am luat pe minime, fiind în 2009 la început, ca idee garsoniera pe care am luat-o eu, era deja scăzuse destul de mult. Țin minte că, ok, eu am început bine ca și timing, dar eu de vreo 2 ani de zile tot încercam să-mi iau pentru mine o locuință și nu reușeam și slavă Domnului că nu am reușit să mă încadrez la credite Da, pentru că da, am da. o grămadă de prieteni care au făcut tot felul de artificii cu franco-elvețian, cu încercând să-și ia propria Și lor plătesc casă și acum. și da, și s-au supra-îndatorat, adică au trecut niște momente complicate, deci cumva am avut noroc că nu m-am încadrat la credite înainte. Însă, cum ziceam, am luat garsoniera aceea, am dat 48.000 de euro. Înainte fusese vreo 60.000, deci într-un bloc nou, bine poziționată, suprafață mare, 40 ceva de metri pătrați. A ajuns minimul acelei garsoniere prin 2013, cred că se vendea pe la 41.000, 42.000, deci eu am luat la 48. Cred că nici acum nu e peste, sau acum cred că este peste 50.000. Deci am luat-o destul de scump, bine, și zona n-a fost tocmai fericită, în fine, greșelile pe care le-am făcut la început au fost multe și de aceea nu s-a apreciat atât de mult, pentru că zona în care am luat nu a fost o zonă câștigătoare de creștere. Cred că ca și în investițiile în equities și, mă rog, în investiții în general pe piața financiară și în cazul tău, în ceea ce privește imobiliarele, cred că aptitudinea sau skill-ul pe care trebuie să-l ai în mod esențial ca să faci chestia asta este să ai construcția mentală de a putea investi, de a putea privi pe termen lung. Adică, gen să zic, privești în cicluri de 10, 15, 20 de ani. Asta clar, adică e foarte, foarte important atunci când investești pasiv, că asta e o investiție totuși pasivă și nu ești un investitor activ care vinde și cumpără. E important să te pregătești ca și mindset să fie pe termen lung, să nu te uiți la prețul, că vorbim de bursă, că vorbim de imobiliare, că vorbim de orice, să nu te uiți pe cum fluctuează prețul pe termen scurt, pentru că poți să te ducă poate să te ducă într-o zonă de entuziasm, adică ai o creștere de 30%, poți să te ducă într-o zonă în care vezi minus 20% și atunci te apucă, să zicem, alte gânduri. Și nu Și numai asta, atunci. cred că nu numai să nu te uiți la fluctuațiile prețului, la volatilitate, să zicem așa, ci pur și simplu să fii tu mental pregătit că banii ăia lucrează pentru tine, dar lucrează destul de invizibil, adică tu nu vei avea o satisfacție imediată. Mai mult la asta mă refeream. Știi că dacă faci ceva Am pe termen înțeles. scurt, cauți satisfacția rapidă, știi? Și atunci dacă faci ceva pe termen lung, trebuie să ai mindset-ul de a nu căuta satisfacția rapidă și atunci automat o să treci ușor și peste volatilitate. Așa privesc eu partea asta. Da, asta te ajută foarte mult în imobiliare, ca să ne referim strict la imobiliare acum, te ajută foarte mult când investești prin credit, pentru că atunci când ai făcut un credit, să zicem, pe 25 de ani,
cu scopul de la început, să zicem, să-l achiziți în 15 ani, să mai faci rambursări anticipate, adică să Da, nu te duci da. chiar pe 25. Orizontul tău este de 15 ani și calculele pe care le faci să fie, să zicem, pe 15-20, hai să dăm totuși un range acolo, să fie pe range-ul acesta de timp, și beneficiul pe care tu îl cauți va fi acela când ai terminat creditul și atunci o Exact. să-ți vină chiria aia integrală. Și atunci nu te Exact. uiți pe termen scurt, nici la prețul, cum evoluează, pe tine te interesează ca peste 15-20 de ani să ai 500 de euro din acea proprietate, mulți cu 3, 4, 5, fiecare câte proprietăți ar vrea să-și cumpere, dar uite, cu 3 proprietăți, dacă ții vor 500 de euro, ai 1500 de euro venit pasiv, care este mai mult decât Sau să lichidezi standard. proprietatea la momentul ăla în care este achitată, să iei beneficiu într-un lump sum, știi? Adică să iei toată suma odată, să zicem, să te pensionezi cum se pensionează americanii, nu iau o sumă mare odată și după aia, bro, nu știu dacă paralela e neapărat. Dar de ce, mă rog, ai făcut tu o paralelă la început de imobiliare și bursă? Îți pui problema asta? Adică te gândești în paralel de ce imobiliare și nu bursă pentru o anumită sumă de bani sau invers, de ce bursă și nu imobiliare? După atâția ani de investiții și acum fiind de vreo 5 ani foarte prezent și pe bursă, adică nu fac tranzacții, adică nu fac, nu sunt trader, nu sunt nivelul acela, dar totuși investesc pe termen scurt, mediu și pe bursă, adică un orizont de câțiva ani de zile maxim pe care le am pe anumite investiții. Acum, făcând paralela între cele două și trecând prin anii ăștia complicați 2020, 2021, 2022, care au fost așa ca un roller coaster, mi-am dat seama cât de stabil a fost sau este situația mea având un mix între imobiliare și bursă. Pentru că atunci când este bursa jos, ne referim la momentul în care trăiești din venituri pasive, atunci când e bursa jos și toate sunt jos și nu se mai dau dividende sau dividendele sunt foarte mici, randamentele titlurilor de stat sau titlurile de stat sau obligațiunile scad foarte mult. În momentul acesta e foarte greu, mai ales dacă ai educație financiară și ai ceva experiență, e foarte greu să vinzi ca să poți să trăiești din veniturile pasive din bursă, să vinzi, da? Sau dacă ai, să zicem, niște obligațiuni care îți aduc totuși niște randamente trimestrial sau semestrial, îți aduc acel cupon, parcă n-ai vrea să-l retragi, ci mai degrabă ai vrea să-l reinvestești pentru că e totul jos în momentul respectiv, inclusiv titlul de stat, au fost bonds, totul a fost jos în 2022. Și în contextul ăsta în care bursa a fost jos, m-am bucurat de chirile din imobiliare care au venit, ba din contră au și crescut chirile în imobiliare, cel puțin în România au crescut destul de mult anul acesta. Și am avut și am conștientizat, ok, cât de bun este mixul acesta, pentru că sunt ani proști probabil în care o să fie proști pentru imobiliare sau chirii o să meargă mai greu, dar bursa probabil o să compenseze. Și așa că acum, având experiența aceasta, mi se pare un mix destul de bun de avut în vedere ca să ai așa un echilibru financiar și să nu te trezești ca într-un 2008-2009 în care vezi, nu știu, minus 80% pe portofoliu și nu mai independent financiar, nu mai ești când vezi că mai ai doar 20% din portofoliu și trebuie să și trăiești din acei Da, 20% cât ți-au rămas. Adică e ți-ar trebui un greu. portofoliu foarte mare ca să poți să-ți permiți luxul ăsta să fie niște scăderi de multe zeci de procente și totuși să poți să retragi safe și fără și să-ți asiguri și stilul de viață pe care îl ai în momentul respectiv. Să știi că am mai mulți prieteni care au portofolii foarte mari și când se întâmplă chestia asta, nu ajută cu nimic, pentru că depresia e foarte aproape de. Adică am prieteni care au pierdut milioane anul ăsta în piața financiară pe investiții, deci vorbesc efectiv de milioane, nu de câteva sute de mii de dolari, și care sunt într-o stare foarte proastă, gândindu-se practic la cât de mulți bani nu mai sunt. Cel puțin, mă rog, discutăm acum de cum să zic, de valoarea portofoliilor. Acum că nu sunt marcate pierderile alea și ce o să fie în viitor nu știe nimeni. Nu știm ce o să fie nici peste o săptămână, nici peste 5 ani. Asta să nu-și facă cineva iluzii că știm ceva. Dar, mă rog, oricum ar fi, e greu să suport și să vezi niște drawdown-uri foarte mari, indiferent în ce clasă de active ai investi banii. Un 2008-2009 ar fi destul de nasol pentru toată lumea, dar
Spune-mi, în România sunt așa foarte curios, în ce este eficient să investești, în ce fel de proprietăți? Și în același timp, dacă răspunzi la întrebarea asta, aș mai adăuga un detaliu. Contează spațiul locativ vechi versus spațiul locativ nou într-un mix, într-o strategie de investiții în sensul ăsta? Contează? Sunt eficiente amândouă? E una mai eficientă decât cealaltă? Și așa mai departe, dacă poți să detaliezi un pic și partea asta. Ok, bun. Păi aici, indiferent că vorbim de prețul de apartamente noi sau vechi, foarte important este prețul de achiziție. Eu, ca și strategie, am mers aproape exclusiv, că am și două apartamente vechi. Am mers ca și strategie pe locuințe noi, în blocuri noi, în ansambluri rezidențiale bune, adică bune însemnând bine construite și cu multe facilități, adică nu un bloc rătăcit pe undeva, nu un complex care să fie la marginea orașului foarte prost poziționat și să aibă acces greu către oraș chiriașul meu, cum ar fi în București Militar Residence, de exemplu, ca și zonă. Cine din București cunoaște zona aceea cât de aglomerată este, deci am evitat Și o aceste întrebare zone. scurtă, mai este chiar o curiozitate personală, pentru că o vedeam tot timpul când intram dinspre Brașov în București. La intrarea în București dinspre Brașov, pe partea dreaptă, e o zonă rezidențială foarte mare. Ceva cu Evergreen sau Green, ceva cu Green. Poate mă înșel eu la E nume. Greenfield, Așa. Doșansa în stânga, deci când vii dinspre Ploiești, e în stânga orașului. Este în pădurea Băneasa. Zicem, asta e o zonă aparte. Cumva este un alt tip de proprietate acolo. Este într-o zonă verde și se adresează în principiu celor care, să zicem, ori lucrează la aeroport, lucrează în Ah, otopeni, dar e un sau cei oraș care în toată lucrează în. regulă acolo, nu? Sunt multe blocuri. Pe dreapta să nu fie Cosmopolis. Aia este, despre aia vorbesc. Cosmopolis. Na, Cosmopolis e după centură și ăla este un oraș Exact. în toată regulă acolo. Oraș în toată regulă, nu? Da, pentru un oraș în toată regulă au dezvoltat foarte multe facilități. Dacă nu prea ai treabă cu Bucureștiu prea mult, atunci este un mod de a trăi, de a fi în afara orașului și de a avea niște facilități, dar dacă ești dependent de oraș și lucrezi în oraș și ai copii în oraș și ai, nu știu, ai drumuri zilnice acolo, e destul de complicat cu accesul, e o singură bandă de acces din complex, Ah, ok. nu știu, La asta mă trebuie să fii gândeam și foarte eu. atent. La asta mă gândeam Fii și eu. foarte atent când te muți acolo, dacă într-adevăr ți se potrivește și de asemenea și chiriașul pe care îl ai, dacă investești acolo, trebuie foarte clar să-ți definești ce categorie de chiriași vrei să targetezi. Pentru că nu e pentru oricine. Am prieteni care s-au mutat acolo și într-un final au cedat, au vândut, pentru că nu, efectiv, era super complicat să ajungă în centrul orașului și să se întoarcă în fiecare zi sau să ducă la școlile copiilor care erau în afară, acolo nefiind A, școli de stat, o, din ce știu a, eu, ok. fiind doar private, deci clar pe școli, grădinițe private, dacă mergi în zona respectivă, alte costuri, intri într-o cu tot o altă direcție sau Da, altă, da, da, deci în o da, da. altă zonă. Ca să mă întorc la strategia mea, eu am mers cum ziceam, pe locații bune și de creștere în oraș, în ideea în care prin leverage contează foarte, foarte mult potențialul de apreciere. Deci când investești prin credit și tu investești bani puțini, practic dacă tu ai investit 10.000 de euro cât este avansul și proprietatea ți s-a apreciat în 5 ani cu 10.000, tu practic ți-ai dublat banii investiți. Adică nu Corect, te uiți că a corect. crescut de la Asta 70 e la 80.000, levierul. care înseamnă. Asta e Da, asta levierul. este leverage-ul. Asta este leverage-ul. Și atunci, pentru mine, leverage-ul ăsta, ca orice leverage care se respectă, s-a axat foarte mult pe potențialul de creștere al proprietății, nu neapărat pe potențialul de, hai să zicem, de creștere al chiriei. Pentru că, automat, la un moment dat, asta chiar dacă sunt decorelat, la un moment dat ele se sincronizează în timp. Și atunci am mers pe varianta de blocuri noi în oraș, cât mai bine poziționate în oraș, plecând de la raționamentul pe care l-am avut atunci și se pare că a fost corect, că spațiile astea, zonele astea construibile cu blocuri noi în oraș sunt destul de limitate. Că au fost platforme industriale,
fabrici care s-au distrus și erau Da, în ruină și le-au da, preluat da. dezvoltatori imobiliari mari. Adică nu sunt atât de multe spații de construit bune în oraș, sunt pe final aceste spații, după care orașul se va duce, se va extinde, se va face dincolo de centură, cum e Cosmopolis, se vor face acolo spațiu destul, se vor face o grămadă de ansambluri bune, dar astea sunt Urbanizații. unice. Da, o Da, să... astea sunt unice în interiorul orașului și se vor termina. Probabil, dar mă uitam așa ca și analiză, probabil în vreo 5-7 ani o să cam se termine orice petic din București care mai e disponibil acum, foste platforme de astea, probabil se vor construi toate și nu o să mai ai după aceea decât să cumperi second hand proprietăți, nu o să mai poți să cumperi proprietăți noi în interiorul orașului, să zicem în zona mediană a orașului, dar nu chiar spre margini. Deci am mers pe varianta aceasta, pentru că plecând tot de la același raționament, cu cât orașul se va extinde, cu atât proprietățile care sunt mai aproape de centru și mai bine poziționate o să se aprecieze mai mult. Și asta e modelul pe care îl vedem dacă ne uităm în orice oraș mare din afara României, din vest, o să vedem cât de scumpe sunt proprietățile care se apropie de centru versus cele care sunt la margine sau după centură sau pe acolo. Adică diferența e foarte mare de preț între aceleași proprietăți. Și atunci ăsta a fost raționamentul principal. Între blocuri noi și blocuri vechi, aici, cum ziceam, nu exclud blocurile vechi dacă sunt la un preț de discount, dar nu prea le găsești prețul ăsta chiar așa de discount. Mai ales pe credit, le găsești de obicei prețuri foarte bune, le găsești rar și le găsești cu cash. Ai cash-ul, te-ai dus, ai găsit pe cineva care vrea să vândă urgent și atunci ai cumpărat proprietatea rapid. Dar cum eu investesc pe termen lung și stând în chirie, cel puțin cât am stat vreo 10, mai bine de 10 ani am stat în chirie înainte, numai în blocuri vechi și văzând câte probleme sunt în blocurile vechi din București, de la, să zicem, foarte mulți bătrâni în bloc, deci clar nu poți să faci niciun pic de zgomot, mirosul care este specific în foarte multe din blocurile vechi, nimic care nu este modernizat, adică dacă te uiți la majoritatea blocurilor vechi, o să vezi că au multe dintre caracteristicile astea, nu este nimic automatizat, adică e un mediu în care când cumperi într-un bloc vechi trebuie să analizezi foarte bine cum arată blocul și calitatea proprietarilor de acolo înainte de a cumpăra, pentru că la urma urmei și chiriașul tău, dacă vrei un chiriaș tânăr, o persoană tânără, dinamică, care are nevoie așa de o comunitate și vrea să aibă să Un zicem, stil de viață niște vecini. acceptabil, da. Da, atunci nu poți să aduci chiriașul acela într-un astfel de mediu sau nu-ți va sta foarte mult sau va fi foarte greu să-l închiriezi. Pe când în blocurile noi, în ansambluri bune, în principiu chiriașul este tânărul corporatist sau Da, proprietarul e tânărul da, corporatist. da, da, da. Deci ți-e drag când intri în bloc și vezi numai tineri asemeni ție, mașini la un anumit nivel, un anumit standard de viață. Deci cumva Și de de aceea am mers politețe foarte și mult de în blocuri vechi. comportament, toate sunt legate între ele, bineînțeles. Adică într-o comunitate, îmi imaginez că tu ca investitor să poți să atragi chiriași, da, de calitate, trebuie toată comunitatea aia să ofere în sine o calitate pentru a putea tu atrage. Și atunci mă pun în situația de a închiria și într-adevăr ai dreptate. Adică dacă aș fi la 30 de ani și aș vrea să trăiesc într-un loc unde sunt... Cum se zice, like-minded persons, știi? Adică persoane ca mine, deschise, și probabil că într-un bloc vechi e mai greu aș găsi chestia asta, decât dacă cine știe cum e într-o zonă ultra-centrală și să zicem se face compromisul ăsta, dar nici nu știu dacă se mai face la ora actuală. Poate tu știi mai Sunt și bine. blocuri Odată se vechi, sunt și făcea. blocuri vechi, da, dar sunt și blocuri vechi care au început să fie, să zicem, să se modernizeze, de exemplu cum e blocul vechi în care eu locuiesc acum, dar pentru că au venit persoane ca mine care au, să zic, au vrut să facă o schimbare. Eu când am A venit avut în 2017 inițiativă. în blocul acesta era exact cum ți-am descris, cutiile poștale cădeau, efectiv, nu erau uși la cutiile poștale, era atât deplorabil blocul, nu puteai să intri în bloc, erau mașini parcate până în scară, dacă vrei, noi având copil mic, nu puteam să venim cu căruciorul, nu puteam să trecem efectiv de mașini. Și multe, multe alte aspecte de genul acesta, totul era rudimentar, se plătea doar cash, întreținerea într-o anumită zi, într-o anumită dată și mai plăteam și eu o grămadă de bani pe femeia care încasa, adică erau foarte multe, dar eu împreună cu ceilalți tineri din bloc am preluat inițiativa și cumva am făcut noi schimbarea și am modernizat totul și arată acum ca într-un bloc nou, în blocul nostru. Dar sunt puține blocuri dintre acestea, dar sunt, adică să nu
cumva, dacă ne ascultă cineva din București și are un bloc de genul Care mai e acesta, să știe. situația cu blocurile ultracentrale vechi? Care era odată la căutare și era tot timpul întrebarea asta, dacă sunt stabile sau nu, fizic, mă refer la calitatea construcției. Păi, în zona de centru, centru vechi, acolo majoritatea au cam fost preluate de business-uri și s-au Nu centru modernizat pe vechi, nu drumul ăsta. centru vechi, gen Magheru, Roman, Ah, Amzei, ok. blocurile de din 1935, de exemplu, știi, zona aia. Zona Da, ultra da, da, da. centrală și care aveau apartamente mari, frumoase, bineînțeles, nemodernizate și mi se părea că oferea o calitate mai bună ca și spațiu locativ decât blocurile de pe vremea comunismului, însă, bineînțeles, nu erau modernizate și blocurile aveau semnul întrebării întotdeauna. Nu știai care are bulină, care nu are bulină și așa mai departe. E, aici e o întreagă discuție. Eu m-am ferit un Povestea, pic de da. zona aceea, bine, fiind pe blocuri noi axat, cumva, by default am evitat zona aceasta. Am avut la un moment dat oportunitate să cumpăr undeva spre, de la universitate, spre Izvorul Rece sau în direcția aceea. Deci cum vii dinspre Romană, faci stânga la universitate, îți scapă la primul rond acolo. Era o chestie ciudată, apropo de are bulină, n-are bulină, într-un bloc care era construit, să zic, un bloc cu mai multe scări, mai lung așa, jumătate era cu bulină, jumătate era fără bulină. Și vorbeam cu proprietarul care vrea să vândă și îmi spunea că ține foarte mult de administrația de proprietar, dacă au challenge-uit că are bulină sau nu are bulină, dacă a reușit să facă demersul să scoată bulina respectivă. Dar, una peste alta, e o zonă, hai să zicem, nu e o Gri. zonă rea de investit acolo, sunt Ah. prețuri destul de bune și acolo merge foarte bine în partea aia pe regim hotelier. Aha, ok, da. Cine vrea să facă regim hotelier, este o idee foarte, foarte faină să subînchiriezi, să iei, neapărat Da, să cumperi, da. să subînchiriezi, să ți le amenajezi frumos și să închiriezi în regim hotelier și să scori randamente foarte bune acolo. Adică am avut inclusiv și eu tentația asta să cumpăr, dar vreau să cumpăr în momentul respectiv, era un preț destul de bun. Doar că am zis pas pentru că am zis ok, să-mi păstrez direcția pe care am mers. Momentan încă sunt oportunități destul de bune pe strategia, pe tipul ăsta de proprietăți pe care eu le caut. Încă mai sunt foarte multe și o să mai fie, mai urmăresc câteva ansambluri noi care o să vină în zone bune. Așa că am să nu mă duc chiar în 7.000 de direcții diferite ca și strategie, să bat fierul Da. pe ceea ce am explorat și care știu că funcționează foarte bine, dar din experiență și din cunoștințele pe care le am, se pot face randamente foarte bune în zona de centru, pe blocurile astea cu bulină. Ce m-ar interesa pe mine foarte mult și cu siguranță o să dezvolți tu, ar fi cum aplici în România efectul de leverage, de levier, și în același timp cum scalezi până la urmă un business de genul ăsta. Dar înainte de asta mai am o mică curiozitate vis-a-vis de zonele urbane, mă rog, discutăm de București, poate și zonele urbane gen Cluj, Brașov și așa mai departe, versus litoral. E business să faci asta pe litoral în România? Și întreb asta pentru că sunt și într-o zonă unde se face business foarte mult în zona de litoral și sunt curios că totuși mă gândesc că România e sezonul mai mic. Cum e aspectul ăsta? Și pe litoral, mai ales Mamaia Nord, merge foarte bine, se scot randamente comparabile cu Bucureștiu. Eu am luat pe litoral apartament în ideea de, să zicem, să-l folosesc eu și familia mea. Am și comparat cu ocazia aceasta randamentele. În principiu, când iei pe litoral și ai un business pe litoral, deja e cumva impropriu să compari cu investițiile în, să zicem, într-un oraș clasic cum este Bucureștiu, pentru că pe litoral tu practic trebuie să faci regim hotelier, că este cumva mai degrabă ideea de regim hotelier versus în oraș unde compari cu o chirie clasică. Pe când în București, dacă am comparat tot regim hotelier în București cu regim hotelier la mare, ești mai bine pe regim hotelier în București, dacă știi ce să iei, mult mai bine decât la mare. Cu Îmi mențiunea că imaginez acolo și muncești datorită 4 faptului luni, că ai, aici muncești în... exact, e sezonul Da. diferit, nu? Adică în Da, da, București ai 12 luni, acolo ai 2-3 luni sau cât este. da. Da, în principiu merge foarte bine combinația, dar din nou, dacă ești pe zona asta de management activ al proprietăților, merge foarte bine și am ceva prieteni care fac asta.
Subînchiriază proprietăți pe perioada sezonului de vară la mare și fac partea de property management pentru property management la mare, după care din toamnă se mută pe munte, pe Brașov, Sibiu, în zona aceasta și subînchiriază acolo. Și atunci, practic, pentru ei e ca un fel de full-time job, poate și au o lună, două pauze între cele două sezoane, dar scor randamente foarte, foarte bune făcând, să zicem, activitatea asta. Pe regim clasic, adică dacă ai luat la mare, că am încercat și partea asta eu să-l închiriez către un property manager full-time, pe tot anul, scoți randamente, să zicem, ușor mai slabe decât în închiriere clasică în București. Că ai de un apartament de două camere mediu în Mamaia Nord, poți să scoți un 5.000, între 5 și 6.000 de euro pe an. Pe când aici, în București, scoți peste 6.000, scoți între 6 și 7.000, cam la același preț. Deci, comparând același preț al apartamentului, ai scoți între București, într-o zonă mediană, 6-7.000 de euro pe an, acolo între 5 și 6.000. Deci, ai un randament ușor Mai mai scu. mic în Mamaia Nord, cel puțin. Bun, atunci vorbește-ne despre efectul de levier și despre cum scalezi. Asta mi se pare foarte interesant. Aici, principiul nu este, adică nu e nimic SF. E o întrebare pe care o primesc foarte des de la cei care vin să îi ghidez în zona de investiții imobiliare. În principiu, în România, important este să te încadrezi la credit, să faci primul credit. Dacă ai un salariu cât de cât, un salariu mediu pe economie, 4-5 mii de lei, sau pe cuplu, să zicem, peste 1.000 de euro pe cuplu, o să-ți iei liniștit o primă investiție, te încadrezi la un credit, garsonieră, două camere, cam oriunde prin București. După care, să zicem că hai să mergem pe un 5.000 de lei ca să fie ușor calculul, este foarte important dacă vrei să scalezi, să închiriezi proprietatea respectivă cu contract la ANAF, foarte important să fie cu contract la ANAF, deci să fie declarate veniturile, astfel încât băncile să-ți ia în calcul și veniturile din Din închiriere. acea Și chirie. practic aici pe asta, da, deci aceea chirie. Și aici practic pe asta se bazează strategia mea. În ideea în care majoritatea băncilor cu care eu am lucrat de-a lungul timpului luau în calcul 70% din veniturile din închiriere, nu iau 100%. Mai sunt și bănci care am auzit că au mai introdus cu 100% venituri din închiriere, dar aș merge pe 70%, că asta este așa o regulă standard. Deci scopul tău este ca 70% din chiria pe care o ai declarată să fie mai mare decât rata de la bancă. Din două motive. O dată este partea de scalare, adică, ca să dăm un exemplu concret, dacă e o garsonieră, Cu un tu îi plătești apartament poți 1.000 să de mai lei. iei încă unul, practic. Dacă ai avansul necesar Da, să salvezi, deci nu? da, da. Da, dar practic dacă ai o rată de 1.000 de lei și ai o chirie de 1.500, 70% din 1.500 înseamnă 1.050 de lei. Deci, practic, tu, din punct de vedere al băncii, tu ai o rată de 1.000 de lei, dar ai un venit de 1.050. Se anulează cumva rata cu venitul respectiv. E ca și cum nu aveai niciun credit. Deci, Corect, din corect. grosier vorbind, e ca și cum nu aveai niciun credit. Asta odată. Asta e foarte important ca să scalezi. Doi la mână, e foarte sănătos să faci astfel de investiții prin leverage, pentru că ai și un cash flow pozitiv. Adică, totuși, tu ai rată de 1.000 de lei și ai chirie de 1.500. Adică, ai deja un 500 de lei brut pe lună pe care îl faci. Adică, ăștia te ajută Dar foarte mult să scalezi. Deci, cu, efectul ca de să scalare se scalezi, bazează. da, scuză-mă Da. puțin. Ca să scalezi, condiția este ca totuși banii de avans pentru fiecare nouă proprietate să-i ai tu, nu? Da, asta, deci ca să scalezi, trebuie să ai banii ăștia. Și aici te ajută să zicem, două aspecte. Odată, economisirea din salariu, și doi, cash flow-ul ăsta pozitiv pe care îl faci din prima închiriere. Adică dacă faci 100 de euro diferență între chirie și rată, ai 1.200 de euro pe an, hai să zicem, grosso modo, teoretic și fără să faci nimic, fără să mai economisești vreun ban din buzunarul tău, la un anumit număr de ani, peste un X ani, ai putea să ții următoarea proprietate doar din cash flow-ul ăsta pozitiv, adică să strângi Corect. avansul pentru următoarea proprietate. Evident, la început nu merge cu una, la mine eu am conștientizat aspectul ăsta, sau cel puțin am realizat cât de importantă este partea a doua a strategiei, când ajunsesem la 8 proprietăți și îmi venea undeva la 800 și ceva de euro pe lună, înmulțit cu 12 luni, aproape 10.000 de euro pe lună, cam atât îmi trebuia mie avans pentru o garsonieră. Deci mi-am dat seama că din cash flow ăsta pozitiv, 10.000 de euro pe an cât făceam din cash flow pozitiv, deci eu puteam să nu mai
să nu mai cheltuiesc nimic din buzunarul meu, din economiile mele, din Și salariul, să din adaugi o veniturile mele, proprietate pe pentru an. da, puteam să adaug o proprietate, o garsonieră, că era cam de o garsonieră pe an, puteam să adaug pur și simplu doar ducându-mă la bancă și făcând un credit și automatizând-o. Deci atât de puternic este la un moment dat efectul ăsta de, să zicem, de compunere al randamentelor. Și aici trebuie să țintească cineva, dacă vrea să apuce în investițiile imobiliare, trebuie să țintească în zona de a produce deja venituri pasive ca să te ajute să poți să scalezi. Pentru că dacă tu ai făcut un credit prost și ai o chirie de 2000 de lei și o rată de, pentru că n-ai știut să-ți faci o dobândă fixă, n-ai știut să-ți faci Da, un da. credit cum trebuie și ai o chirie, ai o rată la bancă de 3000 și tu ai o deci rată la bancă de 3000 și chirie de 2000, deci tu mai vii de acasă cu 1000 de lei, păi nu numai că e frustrant, dar nici nu mai poți să mai scalezi, că 1000 de lei pe care tu o dai ca să-ți Este cash acoperi flow diferența negativ în dintre fiecare, cash flow da. negativ, te-a blocat, adică ești de 2 ori pe minus, da? Deci nici nu poți să scalezi, nici nu ai cash flow pozitiv și mai trebuie să-ți cheltuiești banii. Și dacă mai mulțești cu 2, 3, 4 proprietăți, se duce jumătate de salariu doar ca să acoperi diferențele dintre chirie și rată și atunci deja nu mai vorbim de o investiție corectă, vorbim de o frustrare care se va transforma la un moment dat în niște vânzări. O să vinzi, o să vrei să ieși din zona asta de investiții imobiliare. Dar pentru o persoană care e la început, pentru un investitor tânăr, să zicem, sau mai mult sau mai puțin tânăr, care e la început de drum, cam tu cum vezi, cam care ar fi un ciclu în toată povestea asta? Gen să zic, uite, am 30 de ani și vreau să am ascultat discuția asta între Andrei și Cristi și vreau să mă apuc și eu să fac chestia asta. La ce perioadă de viață să mă gândesc? Adică, bun, uite, încep cu un cum ai început și tu, cu o garsonieră sau cu un apartament, cam când aș putea să zic, ok, am dezvoltat povestea asta și nu neapărat, mie mi se pare un pic o fata morgana asta întreabă, sau nu, nu, greșesc. Mi se pare un pic prea general termenul ăsta de independență financiară, dar nu vreau să mă refer la asta. Mă refer la faptul că, uite, eu am 25 de ani sau am 30 de ani și mă apuc să fac chestia asta, când aș putea să ajung eu să am, așa, nu știu, 10 proprietăți care în momentul ăla în care practic business-ul să se poată dezvolta de unul singur, exact exemplu pe care ai dat tu mai devreme aici. Sau, mă rog, Păi, și mai general, da, când eu aș putea eu să văd rezultate în chestia asta? E clar o chestie de termen lung, nu? E clar că e de termen lung toată povestea asta. da, deci e pe termen lung, aș merge pe un orizont de, nu știu, 15-20 de ani, pentru că ai nevoie să faci niște credite pe o perioadă destul de lungă la început, ca să ai cash flow pozitiv, nu poți să faci un credit pe 15-20 de ani și să și rămână bani, diferență între chirie și rată, trebuie să te duci pe un 25, poate la început, ca să ai acest cash flow pozitiv. Eu aș pleca un pic cam ceea ce recomand eu tuturor, cel puțin cu cei care discut, încerc să-i organizeze. Foarte multă planificare aici, adică dacă în alte investiții poate părea mai, nu știu, simplu, sau dacă e un ETF, e simplu că zici, uite, pun 100 de euro, o dobândă compusă 8% pe an sau ce Dumnezeului de exemple mai sunt pe net și uite, Da, la pun din 30 de ani încep salariu să am... atâta în fiecare lună și Da. mă duce acolo, știi? Da. Aici, la imobiliare, aș face planul, aș pleca invers, de genul, ok, la câte proprietăți aș vrea să ajung în 20 de ani, să zicem, 20 de ani, proprietăți achitate în 20 de ani și de ce? Adică, ce-ți spune ție, nu știu, 3 proprietăți, 5, 7? Că pentru unii, două pot să fie mai mult decât suficient în ideea în care le vine 1000 de euro extra salariu, în ideea în care se gândesc, lasă că mă pensionez anticipat, mai vine încă 1000 de euro din două proprietăți, la 50 de ani am o super pensie, nu trebuie să muncesc până la 70 de ani, cât e vârsta de pensionare probabil în curând în România, dar pentru bărbați. Adică pentru mulți asta este o motivație suficient de puternică să aibă o pensie bună înainte de vârsta de 55-60 de ani, astfel încât să nu trebuiască să fie forțat să muncească până la 70 de ani. Și atunci, pentru unii poate să fie suficient asta, că-mi iau două apartamente, e mai mult decât confortabil, pentru alții poate să fie, apropo, să zicem, un tânăr de 30 de ani, de la 50 de ani poate să colinde toată lumea, să fie cum vezi pe cei din asiatici în special, la 50 de ani și-au vândut business-ul, casele, apartamentele ce au avut și se plimbă prin toată lumea având niște venituri din ceva, din ce investesc ei, Sau un tânăr ca care să le pur și producă simplu venituri are pasive. ambiția să se îmbogățească.
why not? Adică poți să, dacă ai la 20 de ani ambiția asta și vrei să te îmbogățești, poți să o faci în 20 de ani cu un business de genul ăsta. Dacă ești consistent și faci ce trebuie. Da, în principiu, deci pleacă de la un plan. Să zicem că, cel puțin cum ziceam, din experiența de discuții cu sute de persoane, majoritatea vor cam trei proprietăți. Asta este cumva targetul lor, fără să forțeze, deci cei care nu vor neapărat să se îmbogățească, ci cei care Stai vor puțin, niște trei venituri proprietăți pasive. achitate în sensul ăsta, adică băi, am din Da. toată treaba asta am rămas cu trei apartamente ale mele, nu? După 20 de ani, în Da. sensul ăsta trebuie. Proprietății la. Da, cam pe la 50 de ani vor să aibă trei proprietăți achitate, să le vină în jur de 1500 de euro. La nivelul de acum, că nu o să mai căsesc chirii, Da, dar să da, zicem da, net, da. calculând acum, ar fi 1500 de euro pentru foarte multe cupluri, 1500 de euro în România, 1500 de euro venit pasiv pe lună care să le vină din imobiliare, e mai mult decât confortabil, adică îi consideră că la vârsta aia, și dacă n-ar mai lucra niciunul și nici dacă ar fi pensionat, ar trebui să le fie mai mult decât suficient să aibă o viață ok în România, da? Eventual să facă ceva part-time sau să facă, nu știu, să-și vadă de o viață liniștită. Și atunci planul se face, deci că ori că sunt 3, ori că sunt 5, ori că sunt 10, planul se face, cum ziceam, într-un Excel, prefer să-l fac într-un Excel, plan de achiziții pe următorii X ani. Și anume, planul de achiziții poate să fie cum i-am făcut eu planul în 2012-13, când mi-am pus primul plan bătut în cuie și am zis, ok, îmi iau 7 apartamente în 7 ani, asta însemna unul pe an. Dacă îți pui acest target să-ți iei unul pe an, începi să mergi înapoi. Ok, ce înseamnă să-mi iau un apartament sau o garsonieră pe an? E 60.000 garsoniera, bun, îmi trebuie 15% avans. Ok, înseamnă că am nevoie de 9.000 de euro avans. Mai e 1.000 de euro notarul, mai sunt 3, 4, 5.000 de euro utilat mobilat. Deci am 15.000 de euro de strâns într-un an de zile. Este fezabil? Nu este fezabil. Dacă pot să strâng 15.000 într-un an sau pot să strâng în 2 ani, atunci îmi pun planul ca din 2 în 2 ani, dacă pot să strâng în 2 ani, din 2 în 2 ani să strâng acești 15.000 să-mi iau următoarea proprietate. Și atunci totul se rezumă la cât ai nevoie pentru următoarea proprietate și cât de dispus ești tu să tragi pentru a strânge acel avans. Ca idee, pentru cei care sunt mai tineri și ne ascultă, la început eu nu puteam să strâng din salariul meu, care era între 3 și 4 mii de lei la momentul respectiv, nu puteam să strâng suficient să-mi iau în fiecare an o proprietate. Și atunci eu m-am dus în direcția de a face venituri extra salariale. Da? Adică am făcut de la Uber până la Mystery Shopping și o grămadă de activități extra, când ești tânăr, ai și timp și energie. Și am făcut o grămadă de activități extra ca să-mi ajung la targetul acela de 10.000 de euro era atunci pe an, ca să pot să-mi iau o proprietate. Deci totul pleacă de la calcule. Și vezi cât este fezabil pentru fiecare. Pentru unii poate să fie fezabil să-și ia 3 pe an, pentru că sunt în IT și lucrează și pot să facă un saving suficient de mare. Pentru alții poate să fie una la 3 ani de zi. Da? Deci după ce am făcut calculele, atunci vedem cât de fezabil este planul nostru și cât de ușor poate să fie realizabil. După care o să vedeți că vine magia asta a veniturilor din chirii care vin extra, acea diferență între chirie și rată, care îți accelerează cumva următoarele achiziții. Deci primele sunt mai greu de făcut, după care acceleră mai rapid. Ajungi să iei 2 pe an, după aia poți să iei 3 și tot așa, că te ajută și veniturile care îți cresc, veniturile tale, dar și diferența între chirie și rată. Deci e foarte multă matematică din punctul meu de vedere, după care este mindset să te ții de planul acesta și să strângi banii necesari pentru a cumpăra următoarea și următoarea și următoarea. Ca în orice fel de planificare financiară e multă matematică. Asta e. Da. Și așa pe final, cum vezi tu partea asta cu chiriașii? Te întreb, sunt foarte curios, mai ales că eu trăiesc într-o zonă în care e foarte delicată chestia asta. Cum partea de relaționare cu chiriașii, cum este din punctul tău de vedere în business-ul pe care îl faci? Este foarte, foarte important să ne definim o strategie de chiriaș de la început, adică să nu băgăm pe Ai un oricine, target, un oricând. profil, nu, de chiriaș. Da, să facem un profil cu care noi să fim confortabili, cu care să ne înțelegem, să rezonăm. Eu, de exemplu, sunt o persoană dinamică, foarte deschisă, îmi place să socializez, să relaționez și atunci îmi caut chiriaș să fie din această categorie. Adică n-aș lua un chiriaș de 60 de ani cu care nu pot să am o relație efectivă, adică să construiesc ceva, Un nu canal neapărat de că și-ar face ceva cu contul al comunicare, lor. da, pe Steam. Da,
da, nici n-aș lua niște persoane care sunt, nu știu, cu care simt că nu am o care pot să fac o conexiune, pentru că dacă nu te împrietenești cu chiriașul, adică nu ești ca și cum ai avea o relație de prietenie, după aia îți va fi foarte greu să controlezi procesul de, să zicem, de închiriere. Nu mai poți să controlezi, nu mai poți să ai nicio garanție a faptului că nu-ți pleacă a doua zi și îți lasă vraiște în casă. În momentul în care te împrietenești cu ei și ai o relație și ți alegi tu... Îți mărești probabilitatea că să nu ai probleme de genul ăsta, ca să o punem așa. Asta este. La început am făcut greșelile astea, adică nu le vorbesc din cărți, le-am făcut, am avut chiriași care nu erau deloc ceea ce trebuia. Adică simțeam și eu că nu e ce trebuie și eram disperat să închiriez. După care mi-am dat seama cât de important este strategia asta de ți-ai dat seama că te-a costat mai mult lipsa de răbdare decât pierderea că mai stai câteva luni cu apartamentul neînchiriat, nu? Teoretic, da. După care mi-am dat seama că nu neapărat faptul că îți faci tu selecția, nu neapărat că durează câteva luni ca să închiriezi. Pur și simplu de la început când pui anunțul, îți filtrezi tu și îți cauți chiriașul potrivit. Adică felul cum pui anunțul, cum marketezi proprietatea, cum marketezi beneficiile proprietății, așa atragi chiriașul potrivit. De aceea mi-am și luat proprietățile, că aici este, asta, cele două se leagă. Dacă vrei un anumit tip de chiriaș, nu îți iei un anumit tip de proprietate. Adică dacă vreau un chiriaș tânăr, dinamic, care să fie, nu știu, să vrea libertate, să-și dorească, nu știu, are un anumit venit și vrea o viață mai calitativă, atunci trebuie să-mi iau proprietăți la etaje superioare, cu vedere, în apartamente noi, etc. Adică am o listă de zone mai centrale, îmi imaginez, mai cosmopolite. Da, am o listă pe care o validez, după care când închiriez, practic eu asta marketez. Nu zic că am cuptor electric, am un televizor de 30 de inci sau mai știu ce Dumnezeului, altceva, pur și simplu pun accent pe beneficiile proprietății, adică cea mai bună vedere, pun poză cu vederea, pun poză pe beneficiile comunității, astfel încât atrag din start acel tip de chiriaș pe care îl doresc. Și se închiriază foarte repede, adică nu trebuie să stau foarte mult, dar am un marketing corect și o proprietate corectă pentru tipul de chiriaș pe care îl doresc, acesta mai tânăr, mai corporatist, mai dinamic. Știi ce am găsit foarte interesant, Cristin, discuția asta cu tine? Bine, eu sunt, ca și profesie, eu sunt un om de marketing. Eu asta am făcut. Astea sunt studiile mele, deși acum sunt pe cale de a mă acredita și ca și consilier financiar european, dar deci în zona financiară, în zona de finanțe, dar eu sunt un om de marketing și bineînțeles că cunosc chestia asta, dar mi s-a părut foarte interesant faptul că tu construiești business-ul ăsta. Dacă întreb 9 oameni din 10 care fac chestia asta, îmi vorbesc despre proprietăți. Tu îmi vorbești despre chiriași. Adică tu ai în minte chiriașul în primul rând și nu neapărat. Până la urmă, proprietatea e mijlocul prin care tu iei niște bani de la cineva. Mă rog, cu toate detaliile de rigoare. Și asta mi-a plăcut la tot ce mi-ai spus, este faptul că tu, practic, în strategia ta, te focusezi pe potențialul chiriaș și în funcție de asta cauți și proprietăți și așa mai departe. Și nu am decât să te felicit pentru chestia asta, adică faci ce trebuie să facă orice om care face marketing, știi? Adică până la urmă mijloacele sunt mai puțin importante, că vând scobitori sau că închiriezi apartamente, sunt doar niște mijloace prin a lua niște bani din piață, știi? Și tu o faci, cred că o faci bine la ce-mi povestești și, mă rog, mi-a plăcut, da, chestia asta. Este, știi cum, eu am învățat asta pe, să zic, pe greșelile și m-a costat ca să ajung aici, da? Deci ca să ajung la modul ăsta de a le face, acum pare simplu și logic și într-adevăr pui accent pe clientul final mai degrabă decât pe să zicem, pe produsul în sine, dar mie mi-a luat mulți ani până am reușit să mă prind de lucrurile astea, așa că cei care ne ascultă acum cu siguranță pot să înceapă și vor să înceapă în ceva în imobiliare, pot să înceapă corect, cu raționamentul corect, cu mindset-ul corect, să nu treacă prin chinurile pe care noi le-am trecut, că pare ușor așa, știi, că am o strategie 7 apartamente 7 ani, că le iau pe bandă rulantă, dar n-a fost chiar așa de ușor. M-am lovit de multe, multe probleme la început, cum ziceam, și chiriași și nepotrivit și proprietăți proaste pe care le-am luat la început în zone total nepotrivite și suprafețe nepotrivite, adică au fost multe greșeli pe care le-am făcut la început. Ce ai făcut cu astea care n-au fost în regulă? Le-ai vândut? Cum ai procedat cu proprietățile care ai constatat că n-au fost în regulă?
Le-am vândut anul trecut, două dintre ele. Am păstrat-o pe cea pe care am luat-o prima dată, cea de care ziceam, și o să o păstrez, nu o să o vând. Pentru că e așa, știi, de... cu asta am început. E mai degrabă are valoare sentimentală decât investiție profitabilă, pentru că în momentul de față chiria e egal cu rata. Adică e contrar principiului meu de a face un extra Ok, cash, dar unde nu minim e nici 100 în de euro. zona de cash flow negativ, adică se plătește singură și asta e. Da, se plătește singură, dar în principiu eu aș vrea să scap de ea, pentru că am cel mai multe probleme cu proprietatea asta, le-am avut cu chiriași, cu probleme în bloc, cu mai multe, adică toate au fost, să zic, au fost cu proprietatea asta. Bine, au fost și 13 ani care s-au tot strâns, dar o țin pur și simplu pentru, așa, ca amintire, că uite, cu asta am început și să o dau ca și exemplu, uite, așa nu, nu începeți Da, cu da, astfel da. de proprietate, mă ajută și ca și exemplu. Cristi, suntem cam pe final. Dacă vrei tu să mai... Dacă consider că e ceva ce n-am abordat și dorești să adaugi, te rog, feel free, da? Simte-te liber să o faci. Nu neapărat că e ceva care n-am adăugat, dar pur și simplu mai vreau să mai reiterez partea asta de planificare, pentru că orice investiție în imobiliare sau orice business în imobiliare pe termen lung trebuie să aibă din start mindset-ul de termen lung. Trebuie foarte bine planificarea asta, etapele, când luăm pe prima, când luăm pe a doua, când luăm pe a treia, adică să facem calculele foarte, foarte bine. Și doi, vreau să înțeleagă toți cei care nu s-au apucat de investiții de vreun fel, nici bursă, nici imobiliare, că pot să înceapă cu încredere cu imobiliare, în ideea în care aici ai oarecare, să zicem, stabilitate emoțională. Adică dacă ți-e frică de fluctuații și nu practic nu accepti minusurile de pe bursă, sau ai început pe bursă, să zicem că ești din categoria, ai început anul trecut și ai luat growth, nu știu, stocks, și ai cumpărat companii care acum sunt la minus 80 și consider că investițiile nu-s de tine, ei bine, poți să te îndrepți către imobiliare, să-ți faci un plan corect, un credit corect, o dobândă fixă ca să n-ai volatilitate și să nu ai palpitații, și atunci poți să ai o investiție pe termen lung, se va achita singură, adică chiar dacă mergi pe o achitare, să nu faci acest cash flow pozitiv, dar știi că în 20 de ani s-a achitat. Uite, e important să investim, asta este, cred că, mesajul pe care vreau să-l trimit la început, să-l las la final de discuție, că important este să investim în ceva, că nu vrem în ETF-uri, că nu vrem în acțiuni, ok, putem să luăm imobiliare, pentru că la un moment dat o să ajungem și în vârstă, o să avem nevoie o să de, mai avem aceeași să putere zicem, de de asta. muncă, aceeași vitalitate, etc., etc. Da, Sunt nenumărate. Și o să vedeți cât de mult vor conta niște venituri extra la un anumit moment, sau pentru cei care nu vor venituri extra, dar au copii, poate totuși vor să lase ceva copiilor sau să le fie ușor să-i ajute pe copii la rândul lor. Adică găsiți-vă motivație în ceva pentru a vă apuca de investiții. Pentru voi, pentru copii, pentru, nu știu, liniștea voastră. Da, de acord, total de acord cu asta. Și pe lângă faptul că trebuie mai ales cei tineri să-și găsească acest drive, această motivație de a investi, pentru că cred că e un pic ca un microb, dacă te prinde puțin, după aia lucrurile se mișcă de la sine, dacă ai și deschiderea mentală să faci chestia asta. Și sfatul meu este să facă ceea ce eu am făcut încă de la vârste foarte fragede, mi-aduc aminte, înainte să iau examenul de admitere la ASE, în 1997, veneau prietenii mei la mine și cum era atunci la 20 de ani, un șprinț, o bere, un club și așa mai departe, și se uitau și aveam un raft de vreo 40 de cărți de economie citite toate și erau așa impresionați, cum adică tu nici măcar n-ai ajuns la facultate și ai citit toate cărțile astea? Adică ceea ce vreau să subliniez este că trebuie să, și nu cred că e greu, trebuie să aibă două drive-uri în viață, mai ales cei care sunt tineri acum. Unu, să se gândească, exact cum ai spus tu, că de fapt viitorul nu este... Parte din siguranța asta de viitor trebuie să mi-o creez eu. Și gândindu-mă să fac o formă de investiție, indiferent de care, cum ai spus tu, ETF-uri, imobiliare, whatever, tablouri, mașini, nici nu știu, da? Și o altă parte este să se educe. Adică cea mai importantă educație, și mai ales cea, dacă vorbim de educația financiară, e cea pe care ne-o facem noi. Nu o să ne învețe nimeni la școală și nu o să ne educe nimeni financiar nici la școală și nici la liceu și nici la facultate.
Și asta cred că trebuie să facă fiecare, sau asta cel puțin pot eu să sfătuiesc pe fiecare să facă. Și cu asta, Cristi, vreau să-ți mulțumesc că am reușit în final să facem întâlnirea asta. Mie mi s-a părut foarte interesantă și, repet, mai ales faptul că, uite, dacă faci o investiție de genul ăsta și un business de genul ăsta, uite că dacă o privești corect, de fapt, tu încerci să privești prin prisma potențialilor chiriași și nu neapărat a proprietăților, că noi avem și chestia asta, noi românii mă refer, ne place să fim proprietari și ne încântă și bănuiesc că n-ai atins subiectul ăsta, dar bănuiesc că o greșeală în imobiliare este să iei o proprietate ca investiție dacă te încântă pe tine. Din diverse motive, nici nu știu, îți place că e luminoasă, ți-ar fi plăcut ție să stai în ea sau mai știu eu ce. În fine, Este, este, așa e. e o Este, greșeală, bănuiesc că... da, trebuie să o privești ca o investiție și mai ales cât cei care sunt tineri, dacă și-au casa lor și totuși au Aia nu planul e o de a pleca investiție. din țară la un moment dat, aia A. nu este investiție, gândiți-o sau luați-o în ideea în care, ok, o iau ca o investiție, chiar dacă nu e casa visurilor mele, pentru că, cum ziceam, este o greșeală clasică, chiar dacă nu vrei să te muți din țară, dar dacă ți iei o garsonieră sau două camere și consideri că aceea o să fie casa visurilor și o iei așa după cum ai vrea tu să fie, dar nu iei în calcul că poate vin doi copii, trei copii și o Corect. să ai nevoie de o casă mai mare, atunci ia-o bine ca să fie și ca o posibilă investiție. Adică gândește-o și ca o posibilă investiție și mai taie din, să zic, din așteptările tale de proprietate care să fie exact așa cum ți-ai dorit tu, ci mai degrabă să fie așa un mix între investiție și cum ți-ai dorit. Dar mai poate mai discutăm pe subiectul acesta. Mulțumesc de invitație Și eu. și sper ca cei care ne-au ascultat și o să ne asculte, pentru că o să rămână forever această discuție și o să se aplice aceste reguli și peste niște zeci de ani. Sper ca cei care sunt la început de drum și ascultă să găsească valoare, să-și ia câteva idei, să-și noteze și să treacă la acțiune, că asta este cel mai important, Asta e, da. să facă ceva în orice direcție. Bun, și am să închei prin a ura, a-ți ura și ție, Cristi, și tuturor celor care ne ascultă, pentru că încă suntem în perioada sărbătorilor, un an nou cât mai bun. Pentru cei care sunt investiți long pe bursă, nu e cazul meu, un an mai bun, clar, și dorință, drive, cum să zic, energie pentru a se educa, pentru a face această activitate de a investi, pentru că nu e decât în beneficiu celui care o face, dacă o face corect și o face suficient timp. Nici nu vă imaginați la sfârșit câte satisfacții veți avea dacă vă uitați în urmă și spuneți, uite, am investit timp de 20 de ani, indiferent în ce, nici nu contează în ce și câte satisfacții veți avea și cât de bine a fost că ați început activitatea asta, mă rog, mai ales cei tineri. Mulțumesc încă o dată, sărbători fericite și să ne auzim cu bine în noul an. Mulțumesc la fel. Sărbători Pa, pa. fericite!